Continuăm drumul omului în viață cu acea devenire verticală spre care trebuie să tindă și trebuie să tindem fiecare dintre noi ca ființe. Pentru că noi așa, odată ce am parcurs direcția orizontală, avem de urcat. Urcușul nu este unul ușor și el are mai multe porți prin care trebuie să trecem. Dar de fiecare dată când vom trece printr-o poartă, vom avea bucuria și mulțumirea că am reușit să devenim un pic mai buni, un pic mai curați, un pic mai adevărați. Dintr-un anumit punct de vedere, ar trebui să trăim fiecare din noi la adevărata dimensiune a ființei umane, adică să ne bucurăm că suntem oameni. Bucuria că am fost creați la un moment dat din nimic, bucuria că existăm, bucuria că în fiecare dimineață ne trezim, bucuria că putem gândi, că putem respira, că putem mânca, bucuria că avem oameni dragi în jurul nostru, bucuria că ne putem supăra și că ne putem întrista, bucuria că nu răspundem cu agresivitate și violență atunci când ni se oferă prilejul, bucuria că ratăm fiecare ocazie de a fi agresivi și triști atunci când n-am avea încotro. Cu alte cuvinte, acea fericire pe care o căutăm cu toții în exterior, de cele mai multe ori este, fără îndoială, prezentă în interiorul nostru, acolo în adâncul sufletului, unde este și templul adevărului, depinde însă ce am pus acolo pe acest piedestal. Direcția orizontală despre care am vorbit data trecută presupunea într-un fel drumul de la elementul lemn la elementul metal. Interesant este că, așa cum spuneam și data trecută, lemnul este după înfăptuire și metalul înainte de înfăptuire, deci, cu alte cuvinte, am terminat ceva ce abia apoi l-am început. Poate asta înseamnă că în viață trebuie să dăruim înainte să primim ceva. Însă, în același timp, ca și hexagrame care caracterizează direcția aceasta orizontală de evoluție, putem spune că plecăm în căutarea adevărului de la un soi de îndoială. Ne îndoim și să ne aducem aminte aici de Toma, necredinciosul, care și-a dorit să pună degetul în rănile Mântuitorului pentru a se convinge de adevăr, și fericiți sunt cei care n-au nevoie să facă acest lucru pentru a crede. Și cumva, în căutarea asta spre adevăr, trebuie să trecem de multe etape care să ne ducă în final într-un punct care să fie dincolo poate de imaginație, dincolo de incertitudine, ceea ce în unele curente spirituale se numește procesul de iluminare, acel proces în care mintea devine non-duală și atunci putem să vedem cu adevărat această realitate minunată care se află în spatele acestei realități aparente. Au existat multe opinii de-a lungul timpului cum că lumea în care trăim noi este o iluzie. O iluzie însă care are efecte teribile în viața noastră, așadar, din acest punct de vedere, sigur nu este o iluzie. Dar este o iluzie atâta timp cât noi nu putem vedea și nu putem înțelege care sunt adevăratele forțe care pun lumea noastră în mișcare. Și aceste forțe sunt bunătatea și iubirea. Întotdeauna când ne abatem de la acest drum, rămânem pe calea orizontală. Nu ne ridicăm pe calea verticală, cea pe care Dumnezeu ne cheamă, Mântuitorul ne cheamă și ne ajută pas cu pas să mergem, pentru că până la un punct să spunem că putem înainta prin puterile și prin forțele noastre. Dar dincolo de acest punct, avem nevoie de un miracol, avem nevoie de un ajutor, avem nevoie de o prezență sfântă în viața noastră care să ne ajute să ne îndrume și mai ales să ne deschidă poarta aceasta care la om nu este cu putință, dar la Dumnezeu este cu putință. Primul pas pe această cale verticală și să spunem așa că uneori
pașii noștri sunt la intersecția dintre orizontală și verticală, interschimbabile așadar uneori, primul pas este, parafrazând așa, protecția spiritului. Cu alte cuvinte, exact ca atunci când avem, să spunem, o plântuță mică pe care de-abia am plantat-o și o îngrijim cu atenție. O udăm, săpăm pământul în jur, așadar îi creăm toate condițiile ca ea să se poată dezvolta. Acest lucru se referă și la creșterea noastră spirituală. Sunt mulți oameni care își doresc, într-un fel sau altul, să crească spiritual înainte de vreme. Să nu uităm că această creștere spirituală implică și o responsabilitate pe măsură. Cu alte cuvinte, într-un fel te judecă Universul atunci când ești în școala primară și altfel te judecă atunci când ai ajuns la facultate. Ai o responsabilitate mai mare care vine la pachet cu o pedeapsă sau, după caz, cu o recompensă mai mare. Și atunci trebuie să înțelegem că modalitatea noastră de a ne relaționa cu cei din jur trebuie să fie la nivelul nostru de dezvoltare spirituală. Punctul care corespunde în acupunctura acestui prim pas este spina pancreasului. Este punctul de unde energia splinei și a pancreasului începe să circule. Să nu uităm că splina și pancreasul reprezintă pământul din corpul nostru. Cu alte cuvinte, înainte de a ne lua zborul, trebuie să ne împământăm, trebuie să ne așezăm pe o bază bună, trebuie să ne luăm avânt. Pentru că nu vom rămâne la nivelul acesta al pământului. Va trebui să avem curaj, exact cum este și o plântuță care iese din pământ și apoi își înalță tulpina deasupra solului, se expune unor fenomene, vânt, ploaie, îngheț și așa mai departe, și va trebui să învețe să își ducă devenirea până la capăt. Așa și noi suntem chemați să aducem rod. Rodul în viața noastră trece, desigur, prin iubirea aproapelui. Pentru că a putea să fim împliniți cu adevărat nu se poate întâmpla decât în momentul în care înțelegem că a fi om înseamnă a fi om împreună cu oamenii din jurul tău. De aceea, drumul vertical ne învață să nu ne dezumanizăm, să rămânem oameni și chiar să încercăm să fim oameni adevărați, plini de iubire, plini de bunătate, plini de compasiune, plini de înțelegere, plini de răbdare, plini de smerenie. Cu alte cuvinte, să fim noi înșine ceea ce cerem de la oamenii din jurul nostru. Și chiar dacă învățăm să lăsăm de la noi, și chiar dacă nu suntem pe primul loc, și chiar dacă nu ne laudă nimeni, și chiar dacă avem obstacole, să nu abandonăm lupta, să nu cedăm, să nu ne lăsăm duși de val pentru că și alții sunt așa sau pentru că ni s-a spus că nu se poate. Să ne încăpățânăm. Să avem această încăpățânare, pentru că dacă ne gândim, atunci când se toarnă asfalt și rămâne o singură crăpătură, o plântuță verde va reuși să iasă prin acea crăpătură. Condițiile sunt extrem de vitrege, dar ele nu împiedică pe acea plantă care crede în viață, crede în adevăr, să ajungă la soare, să ajungă la lumină. Și noi trebuie să mergem pe acest drum și să nu uităm, atunci când ne doare ceva, atunci când ne este greu, atunci când toate lucrurile par să fie împotriva noastră, atunci, mai ales atunci, să rămânem oameni. Pentru noi și pentru cei din jur. Pentru ca mai târziu să nu avem acel sentiment că am fi putut sau ce ar fi putut să fie. Am fi putut și ce ar fi putut să fie, suntem acum în acest moment. Nu mai târziu. Mai târziu nu există decât prin prisma gândirii noastre. Poate să nu vină niciodată. Poate ca viața să se încheie exact în acel moment, atunci când hotărăște Dumnezeu. Dar noi trebuie să știm că am făcut tot ceea ce puteam și că am fost cea mai bună variantă din ceea ce putem noi să fim. Ridicându-ne deci în continuare pe această cale, vom face pasul al doilea, ca să spunem așa,
Să reamintim că acest drum vertical este un drum care duce de la pământ la cer. Și nu numai în mod simbolic de la pământ la cer, ci în hexagramele din medicina tradițională chineză, avem hexagrama Kun și hexagrama Tian. Adică, cu alte cuvinte, exact de la pământ spre cer, pentru că cele două hexagrame, exact așa, este denumirea lor. Pământul este reprezentat în corpul nostru printr-unul din meridianele extraordinare Yin Xiao Mai, al cărui punct de control este Rinic 6, un punct aflat în apropiere de zona gleznei, deci cu adevărat în apropiere de pământ. Și celălalt punct care controlează meridianul sursă, cel care trece prin interiorul coloanei vertebrale, meridianul Chong Mai, care reprezintă cerul și care reprezintă ansamblu informațiilor genetice, structurale, funcționale și energetice în corpul nostru, este punctul splină pancreas 4, care el se regăsește în apropierea acestui punct rinic 6, dar exact cum atunci când vorbim la telefonul mobil pentru ca semnalul să ajungă la cineva din apropierea noastră trebuie să treacă printr-un satelit aflat la înălțime, tot la fel, cu toate că cele două puncte sunt apropiate, conexiunea lor se face prin cer, adică la nivelul capului. Acolo, în interiorul gurii, a cerului gurii, a palatului, există o intersecție ale celor două căi și ulterior energia, după ce a urcat, coboară și este interesant cum un reprezentant al cerului ocupă o poziție umilă, o poziție zmerită. Cu alte cuvinte, până și cerul ne învață că dacă vrem să fim primii, trebuie să fim cei de pe urmă. Dacă vrem să fim cei mai mari, trebuie să ne micșorăm. Dacă vrem să fim stăpâni sau șef, trebuie să-i slujim pe ceilalți. Și este bine să înțelegem aceste lucruri, pentru că de fiecare dată când nu le înțelegem, viața ne va da toate argumentele ca să putem să înțelegem. Deci pasul al doilea l-am numit, inspirat așa, spontaneitatea sau trezirea. Vine un moment în viață în care Dumnezeu te cheamă la El. Cu alte cuvinte, își face simțită prezența în viața ta. De obicei, este un moment dificil pentru că, spunând așa, în ghilimele, omul nu își bagă mințile în cap până nu se lovește cu capul de pragul de sus. Și de multe ori nu facem spontan acest lucru. Suntem împinși la această trezire printr-un șoc. Și mulți dintre noi am avut ocazia în viața noastră să experimentăm, din păcate sau din fericire, depinde care parte, care fața paharului vrem să o vedem, am experimentat această stare, o pierdere foarte mare, o suferință foarte intensă, o durere foarte vie care în cele din urmă ne-a făcut să privim viața într-un alt fel. Să ne uităm în interiorul nostru, să înțelegem ceea ce se întâmplă, să ne punem întrebări pe care altfel nu ni le-am fi pus. În filozofia chineză acest moment este asemănător cu apariția unui dragon. Primăvara, când tună și fulgeră, chinezii spun că este un dragon acolo care se manifestă și știm că a început primăvara. Așa și în viața noastră, în momentul în care puterea noastră interioară a fost ascunsă multă vreme, poate n-am înțeles-o, poate ne-am îndoit, poate am fost inconștienți sau nu suficient de conștienți de această putere, această energie erupe brusc și dintr-o dată ne dăm seama de puterea extraordinară care există în noi, pentru că dragonul este un animal mitologic de o forță extraordinară care schimbă universul, care schimbă legile, care modifică stările. Niciodată după ce a trecut un dragon printr-un loc, locul respectiv nu mai rămâne la fel. Punctele de acupunctură care corespund
acestui pas sunt la nivelul piciorului, în apropierea călcâiului, să spunem, și a degetului mare, sunt două puncte, rinic 2 și ficat 2. Cunoaștere, echilibru și armonie. Să pășim împreună pe cale cu compasiune, răbdare și înțelepciune. Puntele care corespund acestui al doilea pas sunt rinic 2 și ficat 2. Punctul rinic 2 este un punct unde energia rinichiului și a avânt se află în zona tălpii, dar punctul ficat 2 este un punct important pentru că în acupunctură se folosește pentru ceea ce se numește dispersarea energiei ficatului. Când are ficatul multă energie? Când ne enervăm, când suntem agitați. Este o stare aproape constantă în societatea noastră. De aceea este interesant că foarte rar ai ocazia să folosești un punctul de tonifiere al ficatului, ficat 8, și mult mai des folosești acest punct de dispersie. Există chiar o legendă a acestui punct printre pacienții mei. Cei care se enervează foarte puternic într-o zi, ocolesc uneori să vină la ședința de acupunctură pentru că știu că acest punct va fi sensibil. Pe de altă parte, de fiecare dată când ajutăm ficatul să funcționeze mai bine, și starea întregului organism va fi modulată corespunzător. Comentând despre această trezire, înțelepții spun că în acest moment omul lucrează serios, nu iese în evidență și deocamdată nu influențează lumea într-un mod conștient, ceea ce înseamnă că nu este încă pe deplin conștient de puterea și de valoarea lui, dar în același timp are și un soi de modestie. Ceea ce înseamnă că nu este important să fii pe primul loc. Nu trebuie să fii lăudat. Nu trebuie să ți se recunoască neapărat meritele. Nu spunem că nu ne-ar bucura acest lucru. Dar chiar dacă nu se întâmplă acest lucru, este important să avem această conștiință a lucrului bine făcut. O conștiință care ne lipsește de frică, pentru că atunci când faci un lucru bine, ți-ai învins frica, propria temere, și în același timp ai un entuziasm foarte mare prin care poți să-i mobilizezi și să-i molipsești pe cei din jurul tău. Adică o combinație foarte bună între energia rinichiului și energia ficatului. Nu întâmplător, de fiecare dată când noi evoluăm, să spunem, spre această parte verticală, ficatul are un amestec important pentru că în el se regăsește acel spirit care se numește Hun, spiritul ceresc. O parte din spiritul nostru care de fapt locuiește temporar în noi și are ca locuință ficatul, dar în timpul somnului noaptea iese prin creștetul capului, prin Pai Hui, lotusul cu 1000 de petale, punctul celor 100 de reuniuni și călătorește în lumea astrală, acolo unde, să spunem că se hrănește cu lumină, cu bunătate, cu energie pozitivă pentru a se reîntoarce apoi dimineața și a ne ajuta să suportăm o nouă zi în această lume minunată, dar uneori dificilă. Al treilea pas pe care îl facem pe această cale verticală, această cale de demnitate, pentru că până la urmă trebuie să înțelegem bine demnitatea, demnitatea de a fi bun, demnitatea de a fi oameni, de a ne păstra verticalitatea. Spune un părinte că mucenicia vremurilor noastre este ascultarea. Și pare un cuvânt mic atunci când te gândești la ascultare, numai că atunci când îți este greu, atunci când toată lumea este împotrivă, atunci când ai de pierdut o serie de avantaje și de lucruri pe care le ai bunuri, ai
vrea parcă să nu mai faci ascultare de Dumnezeu și ai vrea să încerci să obții un avantaj pentru tine. Și atunci, în acel moment, se verifică tăria. Poate că uneori cedezi. Dar nu uitați, nu trebuie să cedăm fără luptă, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere energetic, fiecare clipă pe care o petreci având o luptă în interiorul sufletului tău, între bine și rău, ezitând să faci ceea ce este rău, încercând să reziști, chiar și dacă pierzi până la urmă această luptă, fiecare clipă de rezistență generează o energie incredibil de bună și de frumoasă, care te va ajuta cu siguranță pe drumul pe care l-ai de parcurs spre lumină. Adică, cu alte cuvinte, va fi trambulina pe care te vei lansa ulterior pentru a putea avea mai multă răbdare, mai multă liniște, mai multă credință, mai multă înțelepciune. Este un lucru care se construiește pas cu pas. Al treilea pas se numește impetuozitatea sau torentul. Are ideea aceea de curgere cu foarte multă putere, pentru că lumea exterioară se întâlnește în cele din urmă cu lumea interioară sau lumea interioară se întâlnește în cele din urmă cu lumea exterioară. Adică acum vei începe să te arăți lumii așa cum ești. Nu vei mai fi atât de dispus să faci compromisuri, vei avea puterea, tăria ca să-ți aperi just, corect, punctul tău de vedere. Cu alte cuvinte, să-ți duci visul până la capăt, chiar atunci când toată lumea se împotrivește, dar știind că ceea ce faci slujește o cauză bună. De aceea există tot la acest pas ideea de a nu te lăsa copleșit. Pentru că poți fi copleșit de multe ori, ți se pare uneori că e singur în toată această luptă. Ți se pare că parcă nu mai ai niciun sprijin. Nu mai ai niciun sprijin pentru că ești testat. Într-un fel, divinitatea ți arată că nu poți să faci nimic tu singur. În altfel, te provoacă ca să-ți descoperi limitele și să vezi că poți merge mult mai departe decât punctul până la care credeai tu că poți să mergi. De fapt, spunea un înțelept că din locul în care spui că nu mai poți să mergi, mai poți să mergi cel puțin jumătate din cât ai mers până atunci. Și asta ar trebui să ne facă să ne gândim că în interiorul nostru există capacități minunate și există oameni printre noi care au acest dar de a ne ajuta să ne descoperim darurile proprii. Sunt catalizatorii sau facilitatorii și fiecare din noi putem deveni pentru cei din jurul nostru un sprijin pentru a ajuta să-și depășească limitările, să-și depășească fricile, să-și depășească inhibițiile. Există la acest pas o, să spunem, nu este un torent oarecare. Apa care formează acest torent este un amestec de, să spunem, apă cu foc. În mitologia chineză există anumite locuri unde apa nu este doar o apă simplă, ci este amestecată cu foc. Focul reprezintă energia spirituală. Așadar, este o apă care tinde spre cer, o apă care se verticalizează, o apă care are de-a face mai mult cu partea yang, cu vezica urinară, acel meridian care pleacă din unghiul intern al ochilor și ajunge până la vârful degetului mic. În apropiere de gleznă, în apropiere de punctele acestea de început ale drumului, există Kunlun, există punctul vezică urinară 60, care este tradus palatul pământesc al zeilor cerești. Adică un loc unde spiritul îmbracă o formă pământeană pentru a se putea manifesta în lumea în care trăim noi. Acest al treilea pas are două puncte corespunzătoare în corpul nostru, rinic 3, fica 3. Tot în apropiere de degetul mare, tot în apropiere de gleznă. Rinichiul 3 este un punct special pentru că ne ajută să echilibrăm energia in a rinichiului.
cu alte cuvinte, să ne refacem vitalitatea, să ne refacem combustibilul nostru care a fost ars datorită fricilor intense și datorită modului nostru dezordonat de a fi. Acest punct ne ajută să ne adunăm în interiorul ființei noastre. Punctul FICA 3 este un punct care are legătură cu energia sexuală, în special la bărbat, dar este un punct care are legătură cu energia creatoare, acea energie care are direcția verticală, care ne duce într-un punct în care să avem curajul să materializăm planurile pe care le avem, să nu ne lăsăm intimidați și întotdeauna să încheiem și să ducem la bun sfârșit planul pe care îl avem, să nu lăsăm nimic neterminat. Deci în evoluția noastră verticală, nimic nu trebuie să rămână neterminat. Fiecare etapă are un început și are un sfârșit. O încheiem cu curaj și mergem mai departe. Și nu privim înapoi, exact cum parafrazând un titlu, nu privim înapoi cu mânie. Pentru că toate lucrurile ne-au fost date cu un sens și ne sunt de folos pentru că, nu-i așa, ne-au ajutat în momentul respectiv și în situația respectivă să evoluăm. Al patrulea pas pe care îl facem pe calea verticală are legătură cu trezirea, dar și cu căutarea, o căutare centrată. Deja după ce am avut acel prim șoc de trezire, acum suntem treși la un alt nivel. E o altă etapă calitativă și această etapă calitativă se manifestă printr-o căutare centrată în noi înșine și centrată pe ceea ce este cu adevărat valoros și important în viața noastră. Aici, în această etapă, începem un pic să înțelegem ce așteaptă divinitatea de la noi. Din acest punct de vedere, această etapă ne duce cu gândul la acel punct, Mingmen, care este pe coloană, situat între cei doi rinichi, destinul cerului, adică locul unde, practic, poarta strămoșilor, unde ne intersectăm cu misiunea noastră pe care o avem pe linia noastră familială, dar și misiunea pe care divinitatea ne-a dat-o în această viață. Începem să înțelegem puțin, poate acum în momentul ăsta, vedem că o parte din ceea ce am făcut noi până în acest moment nu a fost tocmai într-o direcție bună. Și atunci trebuie să avem curajul să schimbăm această direcție. Interesant că aici se deschide o poartă sau o intersecție care ne poate duce în două direcții. O direcție este direcția eroului, adică acel personaj care își asumă în exterior evoluția, dezvoltarea, cu alte cuvinte, face totul pe față în exterior. Adică un rol în lume. Dar există și un rol, să spunem, cum spun înțelepții, de sfânt ascuns, adică o cultivare interioară. Pentru că uneori există momente în istorie și momente în viața noastră în care binele nu se poate face direct și pe față. Și atunci nu trebuie să renunțăm la această puternică rezistență din interiorul nostru, rezistență față de rău, desigur, și trebuie să lucrăm în interiorul nostru, pentru că știm că realitatea vine din interior și știm că lumea este în exterior așa cum este interiorul nostru. Și dacă uneori nu poți să lucrezi în lume, pentru că poate nu ești făcut pentru așa ceva, poate n-a venit momentul, poate nu știi exact cum să faci, asta nu te împiedică să te cultivi în interior. Desigur, pentru a te putea cultiva în interior, trebuie să ai momente în care să fii singur cu tine însuți. Sunt momente dificile pentru că în acele momente, fie că ești în rugăciune, fie că ești în meditație, fie că faci anumite tehnici, qigong, yoga și așa mai departe, sunt momente în care te vezi cu adevărat așa cum ești. Te poți speria, pentru că poți să vezi partea minunată, dar te poți și înfricoșa, pentru că poți să vezi acea parte de
întuneric. Cu alte cuvinte, în fiecare din noi există un anume amestec între cele două părți, să spunem, atâta timp cât noi suntem în dualitate. Putem însă să le integrăm, pentru că fiecare din cele două părți are un rol și în simbolul yin-yang. Simbolul yin-yang nu este reprezentat doar de o sferă, ci de o sferă împărțită în două jumătăți, yin și yang, masculin și feminin, alb și negru, lumină și întuneric. Cu alte cuvinte, dinamica transformării are în vedere acești doi poli, între care și noi, de multe ori, ca oameni, oscilăm. Și cum am spus uneori, dezvoltarea și evoluția noastră provine tocmai din această structură interschimbabilă care ne face să evoluăm. Sunt oameni care sunt în culmea fericirii când sunt sus acolo, în apogeu, dar când pică un pic mai jos, devin distruși. Iar alții care sunt extrem de amărâți când au ajuns la fundul sacului, să spunem, dar nu se gândesc la faptul că de acolo direcția spre care vor merge va fi în sus. Așadar, ar trebui să avem o atitudine prudentă, să spun așa, și înțeleaptă, să nu ne dăm peste cap și să nu ne prăbușim nici când suntem sus, nici când suntem jos, să așteptăm. Pentru că un lucru este sigur, schimbarea. Și de fiecare dată când suntem într-o stare care ajunge la extrema ei, această stare cu siguranță se va schimba. Punctele de acupunctură care corespund acestei stări, Rinic 4 și Ficat 4. Puncte care în acupunctură se folosesc în anumite situații, cu toate că n-aș putea spune că rolul lor este un rol central, însă este vorba că ne aflăm în continuare pe meridianul rinichiului și pe meridianul ficatului. Avem așadar în continuare o stare care trebuie să facă un echilibru just între partea noastră interioară, partea noastră profundă și partea noastră exterioară. Să nu uităm că nu ne putem manifesta la exterior decât în modalitatea în care suntem la interior. Să nu credem că cineva poate să păcălească acest lucru. De aceea se vorbește aici de această cultivare interioară, pentru că ar fi bine înainte să ne apucăm să-i judecăm pe ceilalți, lucru pe care nu ar trebui să-l facem, înainte să ne dăm cu părerea despre un lucru, înainte să comentăm, ar fi bine să avem grijă de evoluția noastră interioară. Abia când am ajuns în acel punct în care prea plinul nostru este suficient, abia de acolo putem începe să transmitem lucrurile pe care le primim. Pentru că, până nu ajungem în acel punct, desăvârșirea noastră nu ne permite să vedem corect lucrurile. Desigur, cu cât oferi mai mult, cu atât primești mai mult. Și aici ar trebui ca întotdeauna ceea ce dăruim să fie mai mult decât ceea ce primim. Al cincelea pas pe care îl facem pe această cale verticală poartă denumirea de întoarcerea sau punctul de întâlnire sau o denumire care mie îmi place și mai mult, roaderea. Cu alte cuvinte, vine un moment în existență care anumite lucruri nu te mai lasă indiferent. Ai vrea să mai treci peste anumite lucruri, dar nu mai poți. Pentru că în interiorul tău există o anumită stare care te face să cauți lucrurile pentru a merge în direcția bună. Nu spun că devii intolerant, intransigent sau un prea aspru judecător, că nu e bine să te transformi într-o astfel de instanță. Dar începi să fii mai pretențios în primul rând cu tine însuți, pentru că nu te-ai întâlnit cu lumina, ai început să înțelegi, te întorci. Te întorci spre interior, spre tine însuți, spre bunătate și îți este greu să mai faci lucrurile într-un alt fel. În același timp, dreptatea pe care o faci, autenticitatea prin care existi, este un fenomen foarte discret și foarte fin. De multe ori, oamenii care au ajuns pe această treaptă de evoluție încearcă să, și reușesc de cele mai multe ori, să facă binele anonim. Apar, fac binele, dispar,
aproape că nimeni nu sesizează ce s-a întâmplat acolo, nici măcar nu ar găsi un motiv să le mulțumească, dar mulțumirea acelor oameni este cu adevărat în interior, pentru că ei știu că au fost omul potrivit la locul potrivit. Și încă o caracteristică pentru oamenii care sunt în această etapă, sunt oameni de încredere. Adică, cu alte cuvinte, nu e nevoie de legi, nu e nevoie de contracte, nu e nevoie de camere de supraveghere sau de alte instrumente. Acești oameni fac ceea ce spun și sunt ceea ce spun. Prezintă în întreaga structură lor o deschidere atât de mare și de frumoasă, încât oamenii din jur se încred în ei și își deschid inima față de ei, pentru că simt că acel om nu va folosi acea informație decât într-un sens pozitiv. De fapt, și noi în viața noastră ar trebui să fim un capăt de linie, să spunem, pentru lucrurile negative, acolo să se încheie, la noi, și să fim un far care să răspândească mai departe lumina și informația pozitivă. Punctele de acupunctură care corespund sunt Rinichi 7 și Ficat 5. Rinichiul 7 este un punct important în acupunctură, pentru că, aflat în apropierea gleznei, stimulează suprarenalele. Noi suntem mereu într-un sindrom numit burnout, cu alte cuvinte, trăim prea intens. Prea agitați, prea nervoși, ne consumăm prea mult pentru prea multe, ne împărțim în prea multe direcții, ne ardem suprarenalele. Adrenalina, noradrenalina, cortizolul. S-au făcut experimente care au constatat că la unii oameni, la ani de zile după ce nu mai lucrau în meseria pe care o aveau, cortizolul era încă la un nivel ca și cum ar fi fost în activitate. Cu alte cuvinte, de multe ori, ce numim noi perioadele de liniștire, nu sunt încă perioade de liniște. Sunt mulți pacienți care m-au întrebat de ce atunci când treceam printr-un stres intens nu am avut nicio problemă, iar acum când în sfârșit m-am relaxat au apărut problemele. Tocmai pentru că suprarenalele au stat în priză, dar noi nu suntem concepuți ca organism și ca activitate să funcționăm mereu la un nivel maxim. Avem nevoie de anumite perioade de liniște, de retragere, de relaxare. Când aceste perioade nu se întâmplă la momentul potrivit, are grijă universul și organismul să se relaxeze în modul propriu și personal. Și atunci ne deconectează, să spunem, de la această stare. Asta nu înseamnă să nu spese de ceea ce se întâmplă în jur, să nu te intereseze nimic, să n-ai nicio atitudine atunci când ar trebui să faci ceva. Pentru că a fi pe cale nu înseamnă să nu acționezi și să nu faci nimic, ca să treci nepăsător și abulic, așa, față de ceea ce se întâmplă în viață, și din contră, să fie o prezență vie, o prezență frumoasă care să sesizeze foarte bine și la obiect, punct ochit, ceea ce se întâmplă și chiar să aibă o atitudine rapidă și eficientă. Care este această atitudine rămâne de văzut în funcție de fiecare situație. Punctul Ficat 5 este un punct care echilibrează energia dintre ficat și vezica biliară, pentru că sunt mulți oameni la care ori vezica biliară este prea încărcată, ori ficatul este prea gras. Și acest punct are un rol foarte important de a echilibra, pe principiul vaselor comunicante, energia dintre ficat și vezica biliară, și este și un punct care ajută la tratarea, prevenirea, să spunem, a problemelor de hernie inghinală. Pentru că în medicina tradițională chineză, hernia inghinală este o slăbiciune pe meridianul ficatului. Așa este diagnosticat acolo, și atunci când un om a avut probleme pe această zonă sau a fost operat, știm că situația energetică care a dus la această stare este de fapt o slăbiciune la nivelul ficatului, care se poate evidenția prin analizele clasice, transaminaze, electroforeze și așa mai departe, dar în același timp se poate evidenția prin faptul că există, de exemplu, spasme musculare sau probleme cu unghiile sau probleme cu ochii. Aceste lucruri sunt sub controlul ficatului în medicina tradițională chineză, și înainte ca analizele de sânge să fie modificate, de cele mai multe ori putem avea aceste semne și simptome. Al șaselea pas
pe care îl avem de făcut pe această cale poartă denumirea izvorul sau îngrijirea atentă, pentru că oamenii care merg pe această cale sunt un adevărat izvor. Izvor de inspirație, izvor de sănătate, izvor de bunătate. Cu alte cuvinte, generozitatea îi caracterizează, pentru că au înțeles că cu cât dăruiești mai mult, cu atât primești mai mult, și sunt oameni care sunt permanent acolo unde apar o sursă de inspirație pentru oamenii din jur. Îi stimulează pe oamenii din jur să facă fapte bune. Și este interesant asta, de multe ori am vorbit cu oamenii care vin la mine, în special la acupunctură, și le-am explicat faptul că există o responsabilitate a omului care vrea să evolueze și care se echilibrează și devine mai sănătos. Responsabilitatea este datorată faptului că noi intrăm în rezonanță cu oamenii din jurul nostru. Și avem această datorie morală, desigur, de a intra într-o rezonanță frumoasă cu oamenii din jurul nostru. De a nu încărca, nu numai cu cuvintele și problemele noastre, dar de a avea o stare de liniște și pace în interiorul nostru, pe care cei din jurul nostru o vor simți pentru că vor intra în rezonanță cu ea. Și asta spun înțelepții comentând acest punct, că se referă să știi când să lupți și când să cedezi la un moment dat. Pentru că sunt momente în care lupta este necesară și sunt momente în care trebuie să rămâi ferm pe poziție, nu trebuie să cedezi. Chiar dacă cedarea asta ar face viața mai bună unui om, dar acea bunătate este un fals bine, pentru că pe el l-ar duce într-un punct mort sau un punct prost. Și atunci ar trebui să nu-l lași să cadă acolo. Sau, la fel de bine, sunt anumite momente în care trebuie să cedezi. A ceda înseamnă o capacitate de adaptare. Adică, la un moment dat, planul pe care l-ai conceput, ca să spunem așa, nu se mai potrivește foarte bine cu contextul în care te afli. Îți dai seama de acest lucru și trebuie să ai capacitatea și curajul de a te adapta un nou plan, de a schimba foarte rapid ceea ce nu merge bine. Nu e normal ca foarte multă lume să sufere împreună cu tine, lăsând lucrurile să meargă într-o direcție greșită când ți-ai dat seama de acest lucru. Trebuie să-ți asumi această schimbare, chiar dacă asta înseamnă uneori să recunoști că ai greșit. Tot la acest punct apare acea atitudine prin care, dacă vrei să fii primul, tu trebuie să te așezi la coadă. Asta se reflectă în atitudinea, începând de la faptul că dacă există o tavă cu mâncare pe masă, să nu te duci primul să iei acea mâncare și dacă mai rămâne o bucățică să o împarți cu cel de lângă tine, până la acea atitudine de a nu te repezi atunci când există resurse limitate, așteptând să vezi cine are nevoie de resursa respectivă și dacă toată lumea a primit acea resursă, apoi să te bucuri și tu de ea. Și se referă și la o atitudine, acea atitudine plină de superioritate, pentru că noi nu ne-am născut șefi, noi ne-am născut oameni. Iar adevăratul șef este cel care ajută foarte mulți oameni din jurul lui. Asta înseamnă adevărata atitudine de șef, nu ceea ce credem noi, că acest grad cumva îți conferă un soi de superioritate asupra celorlalți oameni. Punctele de acupunctură care corespund acestui celui de-al șaselea pas, rinichi 10 și ficat 8, două puncte de tonifiere, unul pe meridianul rinichiului, unul pe meridianul ficatului. Spuneam însă că acest punct ficat 8, care se află în apropiere de genunchi, interesant, nu? Punctul care are de-a face cu smerenia, într-un fel, este în apropiere de genunchi pe care ni-l plecăm la rugăciune, atunci când cerem ceva, atunci când avem o atitudine plină de umilință și de smerenie. Deci, cu alte cuvinte, și acest punct ne sugerează faptul că știm să ne îndoim, în ghilimele, să ne aplecăm atunci când avem această atitudine, această așteptare plină de bunăvoință. Pentru că mulți oameni, când aud cuvântul smerenie, îl confundă cu umilința,
nu înțeleg acea stare prin care eu caut să văd care este binele pe care situația respectivă mi-l poate dărui atât pentru mine cât și pentru celălalt. Nu câștig eu, câștigăm împreună. Punctul de tonifiere al ficatului ficat 8 se poate folosi atunci când există un deficit mare de energie la nivelul ficatului, dar este un punct sensibil, pentru că, după cum v-am spus, de cele mai multe ori, ficatul este prea plin de energie. Din păcate, nu putem spune că este tocmai energia cea mai potrivită, pentru că, de multe ori, ficatul e plin de mânie, e plin de agitație, de nervi, cum spunem noi. Și asta este o falsă plenitudine. Este ca un balon de săpun care se sparge și te lasă cam gol pe interior, mai ales că mânia are un atribut extrem de periculos din punct de vedere spiritual, și anume arde faptele bune. Exact cum o friptură pe care ai copt-o încet la cuptor, o uiți 10 minute pe foc și s-a ars și nu mai e bună de nimic, tot la fel, o săptămână ai făcut fapte bune, ai avut gânduri pozitive, dar iată că îți scapă un moment mai lung, să spunem, de mânie și îți anihilează o mare parte din binele pe care l-ai făcut. De aceea noi trebuie să avem entuziasm, trebuie să avem capacitate, putere de luptă, dar în același timp trebuie să fim ca structură extrem de inteligenți, să spunem, în așa fel încât să nu ne stricăm singur lucrurile bune de care putem beneficia. De fapt, se spune că pe undeva este și o ispită, pentru că dacă n-ai putut fi împiedicat să faci o faptă bună, de multe ori vei putea fi împiedicat să culegi rezultatele bune de la fapta respectivă. Și anume, exact cum se întâmplă cu un căluț care dă cu piciorul, cu copita, așa și tu vei da cu piciorul la consecințele bune, pentru că vei avea o stare de mânie. Mânie care vine mai devreme sau mai târziu din acel sentiment de superioritate care vine dintr-o formă sau alta de egoism. Cu alte cuvinte, te-ai pus pe tine pe primul loc. E greșit să te pui pe tine pe primul loc? În anumite momente și în anumite situații, cu siguranță nu. Dar să faci asta mereu și în detrimentul celorlalți, cu siguranță nu este un lucru bun. Și înțelepții budiști spun că în cele din urmă, dacă ai desface toate situațiile de viață, toate suferințele și toate durerile noastre în părți componente și ai căuta să vezi care este cauza primordială pentru toate aceste suferințe, ea se numește iubirea de sine. Iubirea de sine, bolnăvicioasă, desigur, pentru că este important să te iubești pe tine în așa fel încât să îți pui viața în valoare. Dar punerea propriei vieți în valoare de multe ori trece prin punerea în valoare a vieții oamenilor din jur. Corpul este un dar care ne poartă prin viață. Să analizăm și să înțelegem, să cercetăm și să descoperim. Împreună să avem grijă de el. Al șaptelea pas pe care îl facem pe această evoluție verticală se numește deschiderea inului sau ajunge la puț. Cu alte cuvinte, mergi multă vreme printr-un deșert și în sfârșit dai de un puț adânc, cu apă rece și limpede. Acolo în interior, cu adevărat, dacă e acea apă rece, îți trece setea. Să ne amintim aici în paralel de parabola cu femeia samarineancă care are întâlnirea cu Mântuitorul și cu adevărat din acea apă cel care bea nu mai însetează niciodată. Și noi suntem chemați să aflăm această apă în interiorul nostru, dar să nu uităm că atunci când vrei să bei apă dintr-un puț, puțul trebuie curățat, trebuie menținut într-o bună stare de funcționare. Inul este natura noastră interioară, este blândețea
este în același timp starea noastră de calm, de relaxare. Energia feminină este un tip de energie care ne duce spre ideea de blândețe, dar în același timp ne duce și la ideea de anticipare, pentru că fiecare din noi avem în interiorul nostru o anumită stare prin care anticipăm lucrurile care urmează să se întâmple. Lucrurile care urmează să se întâmple însă nu sunt întotdeauna în direcția spre care am vrea noi să mergem. De aceea de multe ori trebuie să fim pregătiți să primim lucrurile așa cum se oferă ele în viața noastră, pentru că de fiecare dată când lucrurile vor fi în direcția în care noi ne așteptăm să fie, le vom lăsa să curgă într-un mod firesc și vom respecta acel principiu way, care este principiul non-acțiunii. Punctele de acupunctură care corespund acestui cel de-a șaptelea pas, vezică urinară 67 și vezică biliară 44. O precizare, vezică urinară 67 este unul din punctele care ajută foarte mult la poziționarea corectă a fătului în interiorul uterului. Cu alte cuvinte, este unul din punctele care ne ajută să ne rescriem și noi poziția pe care o avem în această viață față de evenimentele vieții, pentru că meridianul vezicii urinare, cel mai lung meridian din interiorul corpului nostru, ajută la verticalizarea ființei și cuprinde în el tabloul de siguranță, care înseamnă punctele șu-dorsale ale tuturor organelor din corpul nostru. În acest fel, suntem pregătiți cu adevărat să ne evoluăm și să ne luăm zborul pe vertical. Al optelea pas pe care îl facem pe această cale se numește forța dreptății sau a comunica cu adâncul, pentru că de fiecare dată când mergem pe acest drum, când ajungem să cunoaștem autenticul și adevărul din interiorul nostru, cu siguranță vom avea de partea noastră forța dreptății, care este o forță care se poartă cu blândețe și cu bunătate. Este o forță care ne ajută să ne dezvoltăm și să evoluăm într-un mod simplu și ușor, dar în același timp complex și destul de puternic, pentru că nu e vorba de o forță fizică, ci este vorba de o structură care ne ajută să fim mai buni, să fim mai răbdători, să avem capacitatea de a-i sprijini pe cei din jurul nostru chiar și atunci când nu suntem de acord cu ei, și nu în ultimul rând să găsim acolo în interiorul nostru puterea de a merge până la capăt, chiar atunci când capătul nu este exact în direcția cea bună. Ar mai fi un lucru aici de spus, și anume faptul că avem și capacitatea de a-i sfătui pe ceilalți să facă un lucru chiar atunci când lucrul acela nu este strict în avantajul nostru și nu putem vedea strict o realizare foarte bună pentru noi. Din acest punct de vedere, este o parabolă foarte frumoasă în filozofia taoistă, în care se spune că un fierar a turnat un fier într-o anumită formă și fierul topit s-a revoltat împotriva fierarului și a spus că el vrea să fie turnat într-o altă formă. Să ne gândim că de fiecare dată forma în care suntem noi turnați este cu siguranță o formă bună și o formă potrivită pentru noi. Și va trebui să ne obișnuim că această formă este cea în care noi trebuie să ne regăsim calea și drumul spre care noi trebuie să ne îndreptăm, chiar dacă uneori nu ni se pare comod și confortabil din acest punct de vedere. Fără falsitate și fără intenție, așa este expresia filozofică care caracterizează acest pas, încă o dată spun, trebuie să fim autentici pe acest drum. Punctele de acupunctură care corespund, vezică urinară 66 și vezică biliară 43. Al nouălea pas pe care îl avem de parcurs în această dezvoltare a noastră pe verticală se numește unirea elementelor sau structura de rezistență. Cu alte cuvinte, încetul cu încetul începem să ne dezvoltăm pe această cale, reușim să unim contrariile în interiorul nostru, reușim să creștem în liniște și, cum spun înțelepții, lasă gloria altuia. Cu alte cuvinte, de fiecare dată când facem un lucru, nu trebuie să ne asumăm noi meritele, pentru că știm că, de fapt, lucrul respectiv lucrează în viața noastră, pentru că binecuvântarea lui Dumnezeu lucrează în viața noastră și pentru că suntem beneficiari unor lucruri
pentru care nu avem neapărat un merit, ci munca este cea care ne susține, dar șansa ne este acordată din altă parte. Roadele întotdeauna sunt în viitor și oamenii de multe ori se duc să le fie ghicit viitorul, dar uită faptul că evenimentele actuale sunt cele care ne spun cu siguranță ce se va întâmpla în viitor, care sunt structurile și care sunt formele care se vor maturiza la momentul și la locul potrivit. Punctele de acupunctură corespunzătoare, vezică urinară 65 și vezică biliară 42. Vedeți, avem aici o intersectare foarte interesantă între apa yang a organismului și lemnul yang, care arată că, într-un fel sau altul, voința noastră este o voință independentă, dar ea trebuie să se supună mesajelor subtile pe care le primim de la divinitate, pentru că orice inițiativă care nu se supune direcției pe care cerul ne-o dă, este o inițiativă care mai devreme sau mai târziu se va solda cu un eșec. Al 10-lea pas pe care îl facem pe această cale se numește Capitala puternică, dar care are o hexagramă corespunzătoare, hexagrama 19, care înseamnă plânsul. Cu alte cuvinte, știți cum zicem noi în vremurile astea, trăim anumite situații prin care am vrea să fim puțin îndepărtați de această lume agitată și de multe ori ne dorim cumva să fim în mijlocul agitației, dar sfârșim prin a ne plânge de milă pentru că suntem prea nervoși, prea agitați. Amestecul acesta cu lumea ne face ca mai devreme sau mai târziu să fie necesară o atitudine prin care să renunțăm la anumite avantaje materiale în virtutea unor lucruri spirituale și să înțelegem că uneori calea noastră prin care mergem pe acest drum va fi marcată de anumite atitudini de a renunța. De a renunța mai ales atunci când nu obții ceea ce vrei, de a renunța atunci când cineva te critică în loc să te laude, de a renunța atunci când lucrurile nu se întâmplă exact cum vrei tu, de a renunța atunci când nu ești celebru. Aceasta este o atitudine de renunțare care duce la o stare de bine pentru că în interiorul tău reușești să te concentrezi pe ceea ce este cu adevărat important în viața ta. Punctele de acupunctură, vezică urinară 64 și vezică biliară 41. Vezica biliară 41 este un punct extrem de important pentru că deschide calea spre meridianul centurii, acel meridian orizontal, care este singurul care unește ca într-un mănânc puzderea meridianelor verticale. Este cufărul cu comori, locul unde se depozitează toată structura noastră emoțională și energetică, traumele pe care nu le-am vindecat, nu le-am integrat, întrebările pe care le avem și la care încă n-am răspuns, dar și cele la care am răspuns, dar pe care nu reușim încă să le acceptăm, ca să spunem așa. Nu dorești în acest pas să te lupți, dar nici nu vrei să fii recunoscut într-un mod fals, pentru că o laudă care nu are la bază un lucru adevărat, este mai bine să te lipsești de ea și de multe ori oamenii care ajung la acest nivel se ascund oarecum de lume. Aici intră acea categorie de sfinți sau de pusnici care poartă pecetea nebunie, dar o nebunie sfântă, pentru că în ochii oamenilor, modul în care se comportă ei pare foarte ilogic, anormal și chiar frizează nebunia. Dar ei, în interiorul lor, datorită smereniei, ascund binele pe care îl fac, bunătatea pe care o au și credința profundă în oameni și în Dumnezeu, o ascund sub forma unei aparente nebunie, în așa fel încât să nu poată fi recunoscut și să nu li se mulțumească vreodată pentru ceea ce fac. Este o atitudine interesantă, care nu ne este la îndemână, dar pe care putem să o acceptăm și să o înțelegem, mai ales că și în Ortodoxia românească există o serie de sfinți. Sfântul Cuvios Gherontie este unul din sfinții contemporani cu noi, care a plecat la Domnul nu de multă vreme și trebuie să înțelegem prin aceasta că de fiecare dată când avem o stare de tristețe, starea de tristețe, acel plâns, trebuie să fie acea părere de rău și acea inimă ruptă și sfâșiată de faptul că am trădat un prieten
cel mai important prieten, divinitatea care este alături de noi, și am ales cumva o cale strâmbă sau mai puțin bună pentru a rezolva o situație, crezând că așa o vom scoate la liman, dar de fapt lucrul respectiv ne-a dus într-un impas, chiar dacă inițial părea că va oferi o rezolvare. De aceea, de multe ori, trebuie să ne gândim cu ceva maturitate și puțin înainte, dacă dorim și vrem să mergem pe această cale, să ne asumăm faptul că la un moment dat am putea descoperi că era o variantă mai simplă, mai ușoară și mai scurtă, dar nu era și varianta cea mai bună. Al 11-lea pas pe care îl facem pe această cale poartă denumirea tăierea. Tăierea înseamnă că vine un moment în viața noastră în care înțelegem că lucrurile consonante vibrează împreună. Cu alte cuvinte, frecvența atrage frecvența, binele atrage bine, adevărul atrage adevăr și așa mai departe. Suntem deci într-un punct în care nu numai că vom avea curajul, dar apare necesitatea de a tăia absolut toate legăturile care nu sunt firești, nu sunt corecte, nu sunt bune, nu sunt echilibrate, cele pe care am beneficiat de ele o perioadă de timp, la vremea lor ne-au ajutat și au fost potrivite pentru ceea ce se întâmpla în acel moment, dar am ajuns într-un punct în care nu mai putem continua așa. Este o decizie interioară pe care o iei, pentru că înțelegi că într-un fel sau altul realitatea în care trăiești este tributară acestui fenomen de rezonanță, și dacă vrei să atragi lucruri bune, frumoase, oameni frumoși în viața ta, trebuie să te manifesti ca atare pe un nivel corespunzător de vibrație. De multe ori oamenii se plâng în viață pentru că, iată, nu li se întâmplă un lucru bun, pentru că, iată, au întâlnit o persoană, dar să nu uităm că acolo este întotdeauna o lecție, întotdeauna o oportunitate, și pe de altă parte este un semn că nivelul tău de vibrație atrage lucruri pe nivelul tău, adică care nu sunt potrivite pentru că tu nu ești așezat potrivit în interiorul tău. Sunt oameni care îmi povestesc de multe ori că asistă în jurul lor uneori la situații conflictuale mai puțin plăcute și își puneau întrebarea de ce se întâmplă acest lucru. Există semne directe și semne indirecte. Atunci când ție ți se întâmplă un lucru neplăcut, e un semn că e clar o greșeală pe care o faci pe frecvența pe care ești. Când se întâmplă în mediul din care faci parte lucruri mai îndepărtate, sunt avertismente subtile și ușoare că deja undeva în aranjarea ta sufletească s-au întâmplat anumite permutări care pot potențial să ducă într-o direcție nu foarte bună. Însă să nu uităm că tot ceea ce noi definim ca direcție bună sau ca direcție greșită nu este întotdeauna așa în ochii lui Dumnezeu, pentru că uneori există lecții pe care trebuie să le învățăm, pahare pe care trebuie să le bem, oameni pe care trebuie să îi vedem și lucruri pe care trebuie să le înțelegem, și uneori calea de înțelegere trece printr-o strâmtoare, printr-un defileu mai îngust, și trebuie să avem răbdarea și înțelepciunea să putem depăși aceste momente care nu ne sunt date pentru a ne potigni, ci ne sunt date pentru a fi încercați. Punctele de acupunctură: vezică urinară 60 și vezică biliară 38. Vezică urinară 60, cum am mai vorbit anterior, este Kunlun, un punct extrem de important în reglarea stărilor emoționale. Este un punct important în acupunctură pentru că prin înțeparea lui contribuim la echilibrarea stărilor emoționale, a oscilațiilor, a fluctuațiilor emoționale foarte mari, acum în sus, acum în jos, dar și pentru înțelegerea interiorului propriu și a propriului proces de evoluție și de dezvoltare. Cu alte cuvinte, avem un punct care este implicat într-o reglare extrem de fină a organismului și este unul din punctele care sunt permise a fi înțepate, de exemplu, în acea perioadă a organismului feminin când se produce menstruația, adică o perioadă în care organismul este extrem de sensibil la orice influență exterioară, pentru că acest punct are un rol și în echilibrarea hipotalamusului și a hipofizei și a stărilor hormonale, cu alte cuvinte, acele interfețe care se găsește între creier și organismul nostru, hormonii,
mecanism fin și subtil pe care trebuie să-l folosim cu foarte multă atenție, pentru că altfel organismul poate fi extrem de ușor dat peste cap. Al 12-lea pas și pasul final, deși noi știm că nu există un pas final, este mereu un ciclu pe care îl reluăm, se numește mijlocul sângelui sau ajunge la fântâna soarelui. Cu alte cuvinte, în mijlocul sângelui este Duhul Sfânt, este puterea noastră de viață, este întreaga energie creatoare. Cu alte cuvinte, suntem într-un punct în care am ajuns în locul unde lumina, nu numai că este în exterior, dar lumina este și în interior, o fântână din care răsare soarele. Să reamintim aici o parabolă, arcașul legendar I este chemat de stăpânul ceresc pentru că la un moment dat, din cei 10 sori care trebuiau să apară unul câte unul pe rând pe cer, au vrut la un moment dat să apară toți odată și s-a produs o arșiță foarte mare și atunci arcașul se hotărăște să săgeteze sorii, dar când ajunge la cel de-al 9-lea, când să-l săgeteze pe ultimul, își dă seama că e nevoie de un soare. Așadar, soarele este necesar și în mitologia chineză, animalul mitologic care locuiește în soare, să spunem așa, este pasărea Phoenix, simbolul renașterii din propria cenușă și este corbul cu 3 picioare, pentru că reamintim în loja foc care corespunde soarelui, sunt 4 meridiane, pericard, 3 focare, intestin, subțire și inimă. Este singurul loc unde se regăsesc 4 meridiane în loc de 2, dar corbul are 3 picioare pentru că 3 focare este reprezentant ca meridian în corpul nostru, este doar o funcție, nu este și o structură, nu este și un organ, și este reprezentantul cuvântului divin, modul în care se transmit ordinele, interfața noastră spirituală cu divinitatea și, cu alte cuvinte, el locuiește mai mult în cer decât pe pământ și atunci corbul are numai 3 picioare. Totuși, acest moment de înălțare, acest moment în care noi alegem să ne transformăm până în cea mai mică celulă din sângele nostru, pentru că la rândul nostru și noi suntem o celulă în acest univers, este un moment delicat, pentru că înțelepții vorbesc aici de acea imagine a lui Icar, care noi știm că atunci când te înalți prea sus sau zbori prea aproape de soare, chiar dacă ai ieșit dintr-un anume labirint, totuși soarele te poate arde și poate să îți topească ceara cu care au fost prinse aripile și ca atare să te prăbușești. Trebuie să existe așadar o atitudine plină de respect, o atitudine plină de smerenie și să nu uităm că mereu va exista în punctul cel mai de sus un soi de ispită. O ispită la care suntem supuși în mod simbolic din perioada în care Mântuitorul venind din deșert este ispitit în 3 feluri, prin alimente, prin acea ispitire asupra propriului organism sau prin toate bogățiile lumii. Cu toții suntem supuși într-un fel sau altul unei astfel de ispite, dar trebuie să înțelegem că avem în interiorul nostru darul vieții, care este cu adevărat minunat și important și este cea mai mare bogăție, mai ales dacă noi contribuim prin viața noastră la planul divin, ajutăm oamenii din jur și ne folosim existența ca pe o veșnică atitudine de mulțumire, de recunoștință și de generozitate. Avem așadar un drum al omului. În fiecare moment, axul orizontal cu siguranță se intersectează cu axul vertical. E bine să ne regăsim uneori pe direcția orizontală, e bine uneori să ne regăsim pe direcția verticală. Alte ori trebuie să facem așa cum și Mântuitorul ne spune, să ne luăm crucea și să urmăm Lui pe drumul acesta spre iubire, bunătate, pentru că noi știm binele întotdeauna învinge, dar asta numai și numai dacă și noi suntem dispuși să luptăm pentru asta.
dar lupta noastră va fi numai cu bunătatea din interior și având respect pentru viață și pentru tot ceea ce înseamnă existența noastră.